Salutare, salutare prietenii mei de pe YouTube și urmăritorii mei și viitorii urmăritori. Astăzi avem un BMW X5 din 2010 și să zicem oarecum, dacă ești posesor de o asemenea mașină sau chiar de X6, pentru că și ele au aceeași problemă, să luăm în calcul că mașina nu mai pornește și necesită tractare la service. Păi tractare ori se face cu ceva cărucior special, ori vine cu ceva chinci, ridică mașina cu macaraua pe sus, ori dacă nu, vă învăț eu a reuși să scoateți mașina pe neutral. Pentru că știm foarte, foarte bine, BMW, dacă nu reușești să pornești mașina, nu poți să treci cutia pe neutru, adică pe liber. Bun, de ce avem nevoie? În general, aceste mașini, aici, în partea din spate, se găsește acest, să zicem, o sculă specială făcută de ei. Ok, am luat această sculă specială. Asta are două funcții. Dacă vă abonați canalului meu, o să vedeți că mai am filmări cu mașina asta sau cu mașină asemănătoare și o să vedeți ce funcție are această sculă. Vino mai aproape să vezi. Într-o parte are un pătrat. Bine, dacă nu ai la îndemână, să poți să folosești și un pătrat dintr-o trusă de chei, dar bănuiesc că dacă ai X5 nu umbli cu trusa de chei după tine, așa că va trebui să ai asta. Hai pe partea asta să-ți arăt cum deblochezi cutia. Se deblochează foarte, foarte simplu. În primul rând, în zona asta a paharelor de aici, se scoate chestia asta de cauciuc, da? În momentul când am scos chestia asta de cauciuc, aici, hai mai aproape cu filmarea să vadă toată lumea. Se introduce în acest orificiu, da? Deci vedeți orificiu. Și avem open, săgeată încolo. În momentul când am sucit în partea cealaltă, s-a deblocat cutia și este pe neutru. În acel moment putem să deplasăm mașina la service sau unde dorim noi. Deci avem nevoie de scula asta. Foarte simplu, am ridicat acest cauciuc, protecție de cauciuc de la pahare, bang, și e rezolvată problema. Asta e valabilă pentru X5 și pentru anumite X6, da? Vă salut, nu uitați să dați un like dacă v-a fost de folos și să dați o abonare paginii, pentru că o să pun tot felul de filmulețe interesante cu reparații sau anumite, să le numim așa, învățături despre mașini. Salutare!